Bună ziua, comando și bine ați venit la Papi Kitchen. Iată, revin cu un scurt video intitulat De ce trebuie să hrănim plantele la ghiveci, mai ales legumele. Una la mână, pentru că e mai rar să punem legume în ghiveci. Florile suntem obișnuiți, dar legume, chiar și pomi, mai rar. Pentru trebuie să ținem cont că ele la ghiveci sunt un pic restrânse, n-au spațiu să desfășoare, pământul respiră altfel, râmele circulă altfel. Trebuie să stimulăm cu îngrășăminte. Wow, ați auzit de îngrășăminte? Dacă veți de alea chimice, mergeți la șobolanul și vaca și o să vedeți că ei vă dă cheile succesului pentru o agricultură intensivă, cu produse chimice care le cumpără, care le e sponsorizat, etc., etc. Bine, mai pune și de-astea mai naturale, cum fac eu aici, dar tot eu l-am învățat ca să facă și mă bucur că îmi urmează exemplu. Ce avem aici? Avem aici coș de banane. Banana, trebuie să înțelegem un lucru, că și planta e ca omul. Mâncăm foarte multe legume, fructe, orice, ca să ne hrănim, să extragem nutrimentele dinăuntru, tot așa și plantele se hrănesc cu astfel de vitamine, săruri minerale, proteine din pământ, ca să crească, să ne dea ceea ce mâncăm noi. O metodă naturală de a îngrășa pământul, mai ales cel de la ghiveci, este aceea de a pune cojile de banane, puteți să puneți și banane dacă vreți, dar noi bananele băgăm în stomacel și cojile le pun așa într-o sticluță cu niște apă și las vreo două săptămâni așa să dospească, să se macereze acolo. Acesta o să las la o găleată întreagă de apă, deci un litru jumate sau chiar 2 litri la o găleată de apă. Mulți dau indicații să pui o lingură, să pui nu știu cât la litri și trebuie să știți că cu cât e mai concentrat, cu atât trebuie să punem mai puțin. Că și voi, dacă mâncați un kilogram de grăsime pe zi, păi deveniți și obezi și plini și de colesterol. Deci, dacă este mai concentrat, o diluăm și noi mai mult. Aici am fost ieri și am cules niște urzici. Am pus niște apă fiertă peste ele. Le-am bătut bine. Uitați că apa fiertă a stricat și bidonul ăsta chinezesc. Le-am bătut bine, le las două săptămâni închise așa să-și facă efectul. După aceea strupim și pe deasupra plantele și la rădăcină. Trebuie să vă spun că apa aici este foarte bucată în fier, de aceea eu le aplic mai mult pe suprafața foilor, că și din varza pe piață și cum e fiertă, odată, ca că omul mi-a zis că a pus în februarie vărzica și acum a scos-o prima pe piață. Oricum n-avea niciun gust, asta e, am luat să testez. Îmi pare rău, n-am făcut video deloc, dar o să fac data viitoare. Bun, asta e deci prima parte de îngrășăminte lichide și mai este cea cu drojdie, dar o să vin cu un clip separat pentru că nu am făcut încă. Dar am cumpărat o bucată de drojdie, un pachet de drojdie și o să fac. Nu uitați, ia uitați grăirașii. Șobolanul nu vrea să-i omoare, că zice că-s dăunător. Păi, na, asta e, dar să știți că vin și păsările în curte să pape acești gândăcei. Ia uitați acum, să mergem în zona a doua, zona fizică, să zic așa. Nu, acolo era zona lichidă și zona asta fizică. Aici e zona unde pregătesc pământul. Pământ normal, uite așa. Luat de la vecin, am vorbit cu el și a zis că pot să iau nicio problemă, că el, curtea lui e destinată pentru altceva, și amestec vreo două găleți de pământ așa natural, să zic, așa, cu, am cumpărat niște substrat universal de grădină, e foarte negru, nu știu, cred că îl ține la întuneric sau ce se întâmplă, și am mai cumpărat așa niște un alt substrat, vedeți, au un îngrășământ, deci zic că e natural, nu prea cred, dar asta e, trebuie neapărat să fac față faptului că eu le pun la ghiveci. După cum vedeți, dacă am strâns, asta iarna tot am strâns într-o pubelă de asta, într-un recipient,
și era mai putrezit. Acum le bag direct, după cum vedeți, le bag direct așa, verzi cum sunt. Le lasă să zvânte puțin și ele vor constitui hrană pentru rădăcini. Vedeți, hrană naturală. Am aici și niște coși de cartofi, mere, varză și foi de gulie, foi de lobodă, tulpin de lobodă. Și uitați ce pământ am aici, ia uitați-l. Ei, și tot pământul ăsta, tot îngrășământul ăsta natural, face ca să crească plantele așa cum le vedeți, sănătoase și care o să-mi dea câte 10 kg de roșii pe vrej. Bun, s-a terminat și cu acest clip. Ce îngrășământ folosește Papi Kitchen în grădina lui magică, grădina bucuriei, grădina fericirii, grădina educației. Extraordinar să ieși din căsuță, ieși afară, mai stai și pe YouTube, pe TikTok, colo-colo, te mai uiți și la prietenii tăi, le mai dai, te uiți la tot clipul, bineînțeles. Chiar câteodată mi-e jenă când văd pe unii că zice, wow, ce frumos e, și știu că nici măcar nu s-a uitat. Da, na, asta e, ce să faci. Unii trăiesc în minciună și preferă să rămână în minciună toată viața, ca șobolanul și ca vaca. Deci asta e compoziția care o fac. Nu mai stau să mă căcăiesc să iau ceasul ăla, să arăt eu la lume că pH e corespunzător. Îți dai seama dacă crește planta, nu crește, înseamnă că are o problemă acolo, trebuie să faci ceva. După mintea care o ai atunci când pui dragoste și bucurie ca să-ți iasă ceva. Dacă vrei să faci totul industrial și intensiv, nici nu te gândești la planta aia săracă, nici nu mângâi, nici nu vorbești cu ea, te bucur numai că i-ai adăugat, cum să zic, produse chimice să crească și să-ți dea ca să poți să-ți bagi tu banul la ciorap, să-i dai pe alcool sau să-i dai pe alte prostii, pe fast food, ca să te îngrași, pe zahăr, pe etc., etc. Bun, video spontan, cu cuvintele pe care le am în minte din experiența mea, spontan, n-am citit nimic pe internet și fac așa cum mă taie capul. Dacă nu iese bine, anul viitor schimb ceva, încerc să văd care se întâmplă și tot așa, și uite, asta e viața frumoasă. Un bucătar care știe să facă mâncare trebuie să știe să și planteze. Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun pe data viitoare, au revoir! Oh la 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 la!